Aproape toate deșeurile care se aruncă în punctele gospodărești trec prin mâinile acestor angajați. Zilnic muncesc într-un miros greu de suportat, selectând gunoaiele aruncate cu indiferență de către cetățeni. Așa a fost găsită și o sumă de bani. Banii au fost găsiți pe banda de selectare. Între deșeurile de carton, plastic, au descoperit la stația de sortare a deșeurilor reciclabile din Țuțora suma de 2100 de lei. Pe banda de reciclare și această sumă am predat-o, cum era de altfel și firesc, poliție. Eu lucrez în domeniul de vreo 10 ani. Acum nu mai pot exact exemplifica, dar au mai fost cazuri în care am descoperit tot felul de bunuri sau de valori. Am avut chiar persoane care au venit în cadrul stației să-și caute. Banii găsiți pe banda de sortare au fost predați poliției. Dacă au înapoiat banii, este un gest foarte frumos. Mă gândesc că doar nu au aruncat-o din propria inițiativă, din greșeală. Foarte aiurea pentru omul care avea banii. Încă nu au fost recuperați, banii sunt la poliție. Dacă știe că i-a pierdut și așa, poate să ducă să-i recupereze. Ai pățit vreodată să arunci din greșeală lucruri de valoare la gunoi? Da. Ce ai aruncat? Telecomandă. Polițiștii postului de poliție Țuțora au fost sesizați către angajații centrului de colectare a deșeurilor cu privire la faptul că au găsit o sumă de bani. Aceasta a fost preluată de oamenii legii care în prezent efectuează verificări în vederea identificării proprietarului sumei de bani pentru ca aceasta să fie returnată. Zilnic în stația de sortare a deșeurilor reciclabile sunt sortate tone de gunoi atât din municipiul Iași cât și din întreg județul. În continuare, cetățenii aruncă deșeurile la întâmplare, lucru care îngreunează munca celor aproximativ 200 de angajați de la depozitul ecologic. Ținând cont de faptul că noi facem un efort susținut, ei ar trebui să înțeleagă că fără ajutorul lor nu avem cum. Na? Acum, așa ca să vorbesc mai popular, facem mănuși din pielea clientului. Colectarea selectivă a deșeurilor este obligatorie, iar puțin știu că riscă să fie amendați dacă fac altfel.